Cum realizăm un pliant, o resursă pentru clasa a 5-a în cadrul proiectului CRED. Atunci când vrei să faci un fluturaș sau un pliant despre un drept al copilului sau orice altă temă, îl descrii ca și cum ai vrea să-l promovezi. Cu informațiile despre dreptul ales, poți face un fluturaș, o singură foaie a 5, adică jumătate dintr-o foaie a 4, sau un pliant, o foaie a 4 împăturită. Cum se realizează? Amintește-ți lecțiile studiate la clasă sau experiența avută în cadrul unor excursii, evenimente sau proiecte la care ai participat, având ca temă drepturile copilului. Alege un drept care ți s-a părut mai interesant și pe care ți-ar plăcea să-l prezinți colegilor tăi. Adună toate informațiile de care dispui despre acest drept și decide cum vrei să structurezi fluturașul sau pliantul. Câteva sugestii de realizare. Ce ar trebui să apară pe fluturaș sau pe pliant? Denumirea dreptului respectiv? Unde este prevăzut dreptul? Cine poate beneficia de acest drept? Cum se manifestă acest drept? Precum și cui revine obligația de a respecta dreptul sau drepturile promovate? Instituții, persoane, etc. Recomandări pentru realizarea posterului sau fluturașului. Organizează informația într-un mod atractiv în fluturaș sau pliant. Include și câteva fotografii care prezintă dreptul respectiv sau manifestarea acestuia. Un fluturaș sau un pliant trebuie să aibă un aspect atractiv, astfel încât să stârnească interesul cititorilor pentru acest drept. Activitate în clasă. Realizați cu ocazia zilei de 1 iunie sau în cadrul unor proiecte, activități non-formale, în școală sau în comunitate, fluturaș sau pliante care să promoveze unul sau mai multe drepturi ale copilului. Resursă realizată în cadrul proiectului CRED.